În urma adreselor primite de la DSP, Direcția Sănătate Publică a Județului Buzău, s-a comunicat ca și cerință estimarea în prealabil a numărului de pacienți care au dreptul să voteze, care nu sunt puși sub interdicție judecătorească, deci doar cei care au dreptul de vot. Conform hotărârii Biroului Electoral Central 11H, s-a întocmit anexa 1 cu cei pacienții care au dreptul de vot. A fost depusă în cursul zilei de ieri, în interval orar 18:20, la secția de votare cea mai apropiată spitalului. Urmând astăzi, reprezentanții delegați din partea secției, însoțiți de organele Ministerului Administrației și Interne, să vină ca pacienții să-și exercite dreptul de vot. În momentul de față, votul e în desfășurare, totul a decurs normal până acum. Au votat până acum pacienții care sunt imobilizați la pat, în sensul că membrii echipei de votare au trecut cu urna mobilă pe la patul fiecăruia. Acum, membrii echipei de votare sunt la locația stabilită dinainte, iar pacienții care se pot declanșa își exercită dreptul de vot.